Duminica aceasta, Biserica Înălțarea Sfintei Cruci din localitatea Sălăjană Leșmir, filia parohiei Porți, a fost resfințită. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După sfințire, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie pe o scenă amenajată în vecinătatea lăcașului de cult. Județul Sălaj are două porți, una de la intrarea spre Cluj, poarta Sălajului, una spre Bihor, numită Porți, simplu. Suntem astăzi în Leșmir, o filie acestei parohii, cu prilejul resfințirii bisericii datorită unor lucrări care s-au efectuat la biserică și în împrejurimi. De asemenea, cu această ocazie am hirotonit și un preot. Ne bucurăm să fim aici. Dumnezeu să ajute părintelui și puținilor enoriași de aici. La finalul Sfintei Liturghii, după citirea Hrisovului, preasfinția s-a oferit mai multe diplome de apreciere celor care s-au implicat la reînnoirea lăcașului de cult. În această zi de toamnă, când credincioșii se bucură de roadele bogate ale toamnei, credincioșii din această parohie, din acest mic sat, se bucură de roadele duhovnicești pe care le culeg astăzi în urma lucrărilor efectuate aici. Deși suntem o comunitate mică, numărând 14 familii, totuși credincioșii filiei Leșmir s-au străduit din toate puterile ca să ducem la bun sfârșit finalizarea acestor lucrări. Aceste lucrări nu ar fi putut ajunge la un final fără sprijinul câtorva oameni de bine care au făcut tot efortul ca să ne ajute în finalizarea acestor lucrări de reparație a bisericii. Satul Leșmir este atestat documentar încă din anul 1213.